Puțin. De ce oare? Nu știu. Nu știu, dar puțin. Față dinainte, mai ales cum la comun erau biblioteci care erau și nu mai merg să deschidă ușa la bibliotecă deloc. Nu mai au deloc nici niciun interes. Dar ce interes? Doar la licee, care merg la licee și merg în oraș. Și... Sunt obligați da, să da, pen, da, pentru că au referate la română, la... dar încolo nu. Toată lumea citea când eram eu copil, absolut toți, și era o mândrie să ai o carte. Acum fiecare și are alte preocupări. Câte des citiți? Ei, acum mai puțin, că am probleme cu ochii, dar chiar într-una din zile explicam în casă câte cărți am citit, câtă beletristică, era umflea beletristica, dar erau astea din contemporan, începând cu Maupassant, cu Roșu și Negru al lui Stendhal și multe, multe. În județul Vaslui, locuitorii cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani sunt printre cei mai rar întâlniți în biblioteci. Sunt persoane cu studiile finalizate care au ca preocupare cariera sau asigurarea unui trai decent. Lectura nu mai reprezintă pentru ei o preocupare. Potrivit conducerii bibliotecii județene Nicolae Milescu Spătaru, pragul acestor unități publice este trecut cu predilecție de elevi. La noi avem aproximativ 9600 de utilizatori, asta înseamnă extraordinar de mult. Bun, de unde vine acest plus de utilizatori? Vine din rândul elevilor. Categoriile care pășesc de regulă cel mai puțin în bibliotecă, nu neapărat în biblioteca din Vaslui, ci în bibliotecile publice din țara noastră, sunt între 35 și 50 de ani. Este un segment care este un segment de populație care se află într-o continuă căutare a unui loc de muncă, a unui schimbării de loc de muncă sau într-o goană continuă de a aduce cât mai mulți bani în casă. Ei, acest segment de populație este puțin interesat de lectură. Face parte segmentul acesta din categoria oamenilor care au terminat studiile, fie liceale, fie universitare, care au un bagaj de cunoștință și care acum sunt preocupați de cu totul altceva, nu de îmbogățirea cunoștințelor de care dispun. Conducerea bibliotecii județene susține că pentru a atrage în biblioteci și acest gen de persoane se pot face diverse activități, dar în mod cert oamenii nu vor deveni cititori, ci doar utilizatori. Segmentul acesta e greu să-l atragi spre bibliotecă, însă cred eu că prin activități conexe, cum ar fi oferte de locuri de muncă, excursii, oferte turistice și așa mai departe, i-am atrage spre bibliotecă, dar nu vor fi niște cititori, ci vor fi utilizatori ai serviciilor pe care le oferim noi. În mod cert, situația nu se va schimba prea curând. Problemele cotidiene sunt mult prea presante pentru cei mai mulți vasluieni și astfel lectura devine un capitol închis.